Bună! Suntem Dorina și Cristina de la Another Side of Me și cum se apropie sărbătorile de iarnă, ne-am gândit să filmăm un tag. Tagul pe care l-am găsit noi se numește Winter Tag și are câteva întrebări destul de interesante. Să începem cu întrebarea numărul 1. Numește cele două produse cosmetice pe care le folosești cel mai des iarna. Bineînțeles, crema hidratantă este în top pentru că avem pielea atât pe față cât și pentru corp, pentru că avem pielea uscată. Și un alt produs ar fi balsamul de buze, dar bine, astea nu le folosesc numai iarna, le folosesc mereu pentru că, cum am zis, am pielea uscată și am nevoie de hidratare. Și la mine tot astea ar fi, dar ca să nu le repet, o să zic crema de mâini și crema de corp. Să recunosc că vara uit să-mi dau cu cremă de mâini și nici nu prea am nevoie, dar iarna am mâinile destul de uscate și la fel și pielea de pe corp și am nevoie de mai multă îngrijire, așa că le folosesc cu precădere iarna. A doua întrebare, top 2 produse de fashion esențiale. Despre a ne vorba, n-o să mai repetăm, că da. Tagul e de iarnă. Păi aș zice mănușile și fularul. Sau și căciula. Asta vreau să zic! Pentru că ne punem și căciula și mână și pular. Da, atunci dacă a zis ea, eu o să zic un palton gros și... ce mai e iarna? Din păcate nu prea găsim paltoane grose. Da, un palton gros și o parcă. Parcă e esențială pentru noi, purtăm mult mai des parcă decât palton. A treia întrebare, ce tip de pantofi preferați să purtați iarna? Bineînțeles că cizme, nu? Doar nu o să ieși în bardă cu tot pe stradă. Nu, cizme, da. Da, cizme, dar în ultima vreme prefer să pun mai mult bocanș cu șireturi. Îmi plac mai mult, mi se par mult mai comozi. Înainte portam foarte des cizme, însă în ultima vreme prefer foarte mult bocanci. Chiar îmi plac mult mai mult decât cizmele. Cizmele le port doar la ținute mai elegante și zi cu zi port mai mult bocanci. Accesoriile preferate, cred că am zis mai devreme, mânuși, eșarpă și cam astea sunt, chiar ne foarte fric și trebuie să te împufolești ca să nu... Da, și eu aș zice și colierele supradimensionate, pentru că iarna le porți mai mult, având în vedere că porți plovure și bluze groase, vara nu prea porți să porți cum mai eu sau cum tricou un colier de genul ăsta, nu știu dacă îl vedeți, o să mă dau puțin în spate, un colier super mare. Și deci porți mai des chestii dintre astea și inele mai mari. Cred că cam astea ar fi. Mie nu-mi place pentru că mi iață mâinile și trebuie să-mi iau oricum mânuși și le port așa mai la ocazie. Da. Oja favorită iarna. În general, iarna port nuanțe mai închise. Cel mai mult a început să-mi placă negru cu puțin sclipici. Cum sunt eu dată cu... Eu sunt dată cu melchior, am o ojă neagră și peste o ojă cu sclipici. Arată super bine, sclipici gen confeti. Din păcate nu rezistă foarte mult, dar combinația asta mi se pare că arată super. Am pus și o poză pe Instagram, că o să vă las link-ul ăsta cu descriere. Da, sau mai plac și nuanțele de burgundi sau roșu. Sau sclipici argintiu. Avem una de la Yves Rocher pe care o adorăm. Ne place mult de tot. Următoarea întrebare, ciocolată caldă sau vin fiert? De obicei beau ciocolată caldă, dar nu mereu, adică nu... Nu suntem fane, niciuna, exact. Dar nici de Crăciun să zic vin fiert, că mai gustăm doar, și dar nu. Și ciocolată caldă, dar nu... Da. Nu suntem dependente. Lumânarea favorită iarna? Nu prea prindem lumânări așa des, avem câteva, una cu vanilie care ne place iarna. Știu că avem una de la Yankee Candle care miroase tot de drăguț, dar nu mai știu cu ce este. Iasomie, dar nu e de iarna. Iasomie, dar... Și mai avem una cu vanilie mare, dar nu prea prindem, nu prea suntem așa fane lumânări. Următoarea întrebare este legată de patinaj. Dacă ați încercat vreodată, să patinați, cum v-ați descurcat? N-am încercat până acum să patinăm pentru că ne e cam frică. Cred că Dorina ar fi mai pe jos. Eu, în general, nu sunt bună la anii. De fapt, sunt foarte bună să mă dau pe ghețușul și pe chestii între astea. Doream când eram mică, luam toate ghețușurile de pe stradă la rând. Da, mi-e frică cu patine, nici cu role nu știu să merg, am încercat de mai multe ori, dar nu știu să merg bine, trebuie să mă țin de ziduri ca să nu cad, deci nu. Ninge în locul în care trăiești tu? Da, ninge. În ultimii ani a nins destul de puțin, însă țin minte când eram noi mici, era zăpada până peste genunchi, uneori nu puteam să ne ducem la școală și avea liber bucuria noastră. Chiar erau ieri mult mai aspre când eram noi mici, însă acum, în ultima vreme, e doar ger, nu mai linge așa rău. Nu ne place iarna. Da, urâm iarna și dacă am putea trăi într-o țară... perioada care îmi place de iarna este decembrie, când e Crăciunul, dar în rest nu-mi place deloc.
Mi-ar plăcea să trăiesc într-un loc unde nu există iarnă, unde să nu fie frig, gen California. Chiar mi-ar plăcea să trăiesc într-o astfel de țară. Ai făcut vreodată un om de zăpadă? Da. Când eram mici, da, am făcut. Acum... Mereu făceam când eram mici, mai ales la țară. Construiam și unii uriași mai mari decât noi. Care e cântecul tău favorit de Crăciun? Păi, colindele, bineînțeles. Și să zic o colindă care îmi place mie mult de tot, din cer senin, o ador, o cântă Paula, e un cântec, versurile sunt din popor, însă îmi place mult versiunea pe care o cântă Paula Selling, e pur și simplu genial, are o voce angelică. Și mie îmi place Paula Selling, care o voce foarte frumoasă, avem un CD cu da, pe care și cu colindele și le ascultăm. Dar... Cristina ascultă Hrușcă, dar nu-i. Cred că cea mai... Și Hrușcă. Dar îmi place mult Last Christmas și nu știu da. De ce, dar nu mă satur niciodată, adică... Și All I Want For Christmas. Da, sunt niște melodii așa, nu știu, care poți să le asculti mereu și nu te satur de ele pentru că sunt foarte frumoase. Sunt atemporale, da. Următoarea întrebare, filmul preferat de Crăciun. La asta cred că am răspuns și în tag-ul trecut. Nu ne-am mai dat de mult la filme din acestea. Oh, mai nou, oricum. Da, cred adică că ceva actual n-am mai văzut să fie interesant. Da. Și cred că nu se mai fac filme ca da. Pe vremuri. Care e deseptul tău preferat iarna? În ultima vreme nu prea mai mănânc așa dulce, însă nu știu ce să zic. Înainte era cozonac. Acum de când sunt vegan nu prea mai mănânc dulciuri, dar cred că... Eu nu am ceva preferat, adică... Orice dulce îmi place! Iarna sau asta nu. Cozonacul, că e așa de sezon. Nu-mi place. Da, da. Nu prea-mi place cozonacul, deci nu știu ce aș putea să zic. La următoarea întrebare este mai interesantă. Dacă ai putea să-i ceri moșului singur lucru și știi sigur că l-ai obține, ce ai cere? Nu știu, e o întrebare puțin mai grea asta. Eu aș cere o vacanță la Londra pentru că îmi doresc mult de tot să ajung acolo și sper să ajung la noastră. Chiar mi-aș dori mult. Și aș lua și pe Cristina cu mine. Aș cere pentru două persoane. Dacă ar fi să cer ceva material, bineînțeles. Nu știu ce aș putea să cer, poate un inel Pandora, că am fost acum de curând și mi-am luat niște cercei drăguși și am văzut un inel care mi-a plăcut super mult și cred că pe alea l-aș cere. Ultima întrebare, aveți ceva amuzant plănuit pentru iarna asta? Nu, ceva amuzant nu. N-avem nimic plănuit pentru iarna asta, însă cu siguranță vor fi lucruri amuzante pentru că de Crăciun vom merge acasă. Și n-am mai fost de mult și cu siguranță vom petrece frumos alături de familie. Și abia așteptăm să vină primăvara. Nici măcar n-a venit Crăciunul și ne așteptăm să vină primăvara pentru că avem multe planuri și vrem să călătorim mult și nu ne place să plecăm nicăieri iarna pentru că e foarte frig și urâm frigul și nu putem să facem poze, nu putem să admirăm. Da, nu putem să mergem mult pe jos pentru că înghețăm, e foarte nașpa și abia așteptăm să vină primăvara. Avem plănuite deja două excursii în martie și abia așteptăm și apoi o să ne mai facem și alte itinerarii. Acesta a fost tag-ul, a fost scurt, amuzant. Dacă v-a plăcut întrebările, puteți și voi să-l faceți. Nu o să ne mai vedem, adică până la anul, așa că vă urăm... O să fim puțin inactive. Da, o să mergem acasă și... Pentru că o să mergem acasă și nu știu o să stăm cu familia și nu o să stăm pe internet prea mult. Vă mulțumim mult că v-ați uitat, vă dorim un Crăciun fericit, un an nou fericit și... Vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi anul acesta și că ne urmăriți. Și sperăm să fiți alături de noi și la anul. Vă dorim sărbători fericite și vă pupăm! Pa!